cine știe să-mi spună cu ce vlogger am colaborat pe YouTube. Salut, bă, șacalilor, de fapt mai bine zis neața, băi, șacalilor. Dar sincer să fiu, habară, nu credeam că o să mai fac asta vreodată, să mai fac eu daily vlog. Zic că azi, bă, e o zi foarte specială și neapărat trebuie să fac și eu unul. Chiar dacă nu prea mă pricep eu să mă filmez cum merg și nu prea îmi place, fac. Deci ce fac azi? O să merg la sală, după care o să mă întorc acasă, după care o să mă întâlnesc cu băieții și o să mergem, bineînțeles, la concertul Andrei Gogan. Pentru Andra Gogan m-am apucat de daily vlog, frate, cum să nu apreciez asta, adică serios. Deci e 11 și trebuie să mă bag repede să mănânc, că avem niște mâncărică bună aici și hai că ne vedem direct pe drum, că mă grăbesc. Bun, am început să filmez. Deja se uită lumea ciudat, știi? La noi în oraș Bacău e un oraș mic în general, știi? E un față de București și astea, incomparabil. Aici dacă te filmezi așa cu cameră, deja se uită ciudat. Bă, ce face ăsta, mă? De pe ce planetă e ăsta? Ce face? Se înregistrează? De ce face asta? Știi cum e? Cam așa e treaba. Îmi amintesc că anul trecut, vara trecută, știu că aveam tot așa un canal cu 1000 de abonați. Am zis: "Bă, mă apuc de daily vlog, fac vloguri de astea, mă filmez zilnic, știi?" Aveam eu un cap. Și ziceam că, mamă, să vezi că la 1000 de abonați e greu, că se uită lumea la tine ciudat. Lasă că la 10 mii, mamă, tu știi ce lejer o să fie? Și acum faza e că am 100 de mii. E mai greu, adică e așa ciudat să vezi. Mă grăbesc, că după trebuie să mă întâlnesc și cu băieții. Am o zi plină, eu nu vreau să vă țin cu drumurile. Direct ce facem, că așa e pitisitor. Eu personal nu m-aș uita la cineva care se filmează când merge. Dar am făcut intro ăsta și după, na, vedem ce facem. Mă grăbesc la sală, ne vedem. Am uitat să mai filmez, v-am zis că nu mă pricep, acum mă grăbesc foarte tare, beau aici un shake ca să mă țină o leagă, că v-am zis că trebuie să plec afară, mă întâlnesc cu ăștia. Ne întâlnim și vorbim și vedem noi ce facem și după mergem la doamna Gogan. Beau ăsta și am plecat. Vă pup. Mi-amintesc că acum un an fix pe aici treceam, știi, și ziceam de chestia asta, că vreau să mă țin de asta cu daily vlog-ul. Tip merge cu un trepied și cu o cameră în mână și alții se uită la el. Aș vrea să mă obișnuiesc cu chestia asta mai mult. Oricum e fain. Faza e că le-am zis la ăștia că ne întâlnim la și jumate și fără un sfert și eu n-am ajuns încă acolo. Aia sunt undeva de pe la și 20 pe acolo, deci ca să înțelegeți cum mă mișc eu. Oricum că tot am porcul pe mine aici, e un fric. Ui, un fric, dă-te ca și pe tine aici. Mă enervează la camera asta care are un obiectiv așa prea wide. Trebuie să țin eu mâna așa la depărtare, dar la vădă lui că nu filmez cu telefon. Dacă filmam cu telefonul era grav, nu mai făceam niciun daily vlog, nu mai aveam 100.000 de abonați, nu mai făceam asta. Bă, vreau să vă zic o glumă inventată de mine care mi s-a părut foarte, foarte bună. De ce stă un pe? Pește. Cum faci tare de zidat? Cum e? Am zis că te bag în vlog, la rost de asta, mă, de prins. Unde e aia contra cu carnul? O oră și 10 minute. E în Kaufland. Păi, e ca pe jos. Poate mai pe rost frumos să fac cu tine? Da. Am respectat, faci vlog, am mărcat. Veni la Andra Gogan? Da. Bă, dar m-ați împărțit să mori dacă nu-i vreau. Azi o dată, fiicele! Subscribe la Snick! Bravo! Am venit să o filmez pe Andra. Te duc la Andra Gogan, te duc la Andra Gogan. Trec pe lângă mine și te duc la Andra Gogan, urât, urât. Andra, uite cum trec pe lângă mine. Dacă o căzut, dacă bate un dacă... cuvântul acum. Dacă o căzut, am avut și canal de YouTube. Bă, poate vine Andra Gogan. Bă, da. Păi... uite ce e acolo, bă. Cum aș fac o poză cu tine? Ajutor! Eu vreau doar să dau mâna cu tine. Bă, da, ce camera! Pentru Andra sau pentru... Pentru tine! Da, cu ce ne-ai? 8 ani! Ajutor! Hai, frate, ai vrut YouTube? Fă YouTube! Uite, avea Andra cu gara! Iar mă trezesc în vin cu părul ciufulit mare. De ce bună gust meu în noapte onoare. Și dădeți-vă mai în spate un pas. Dați-vă. Foarte frumos, acolo și acolo și acolo și acolo. Cine știe să-mi spună cu ce vlogger am colaborat pe YouTube? Haideți să nu mai continuăm concertul, dacă nu vă dați mai în spate. Acolo porniște. Suntem aici, am plecat de la concertul Andrei Gogan, pentru că nu am apucat să facem poze cu ea. S-a urtat de 4 ori urât la mine, dar nu-i nicio problemă. Eu încă sunt prieten cu ea, nu-i nicio problemă. Gata, te-am filmat. Dar nu te pun în vlog. K47 poze cu Andra Gogan. N-am reușit să facem, din păcate erau prea mulți. Cam asta a fost tentativa de daily vlog. Acum am văzut acasă pentru că e tare frigă. E pișăm pe noi. Mi-a înghețat, n-a? Gata, mergem cu squad-ul acasă să terminăm și vlogul ăsta. Știți cum zice Andra Gogan, nu? Ne vedem în octombrie. Ne vedem în octombrie, pa, aproape întotdeauna instructiv.
destructiv. Un fel de Cronos anacronic cu ideea de timp pe ceea ce simt. Fură cât vezi cu ochii, apoi îngrașă-te și râzi de toți proști și precum popii. Toate trec, amigo. Oameni răi ca Vodafone, taxează orice dorință. Îți pinte că simțul și timpul tinde să prindă.